două reprize diferite. Prima foarte bună, în care puteam să închidem conturile fără niciun fel de problemă. Puteam să avem 2, 3, 4 goluri la pauză. Apoi, sigur că am intrat mai puțin conectat la a doua repriză, dar fără să întâmpinăm mari probleme din partea adversarilor. Apoi, la scurt timp, după ce am rămas în superioritate, mai primim și acel penalti care, sigur că ne-a descumpănit. Din momentul ăla, sigur că era clar că o echipă s-a apărat cu disperare, cealaltă n-a știut să desfacă defensiva și a ieșit acest rezultat de egalitate, care sigur că ne mulțumește, dar n-avem ce face, un punct care se adaugă la celelalte. Eu vreau să felicit pe cei care au fost alături de noi, toți cei care au compus familia Șepși, patronat, conducători, antrenori, colegi, jucători, suporteri, toți cei care ne sprijină în ceea ce am făcut ca să obținem această performanță, respectivă intrarea în play-off. Sigur, mi-aș fi dorit asta să câștigăm, dar asta nu înseamnă că trebuie să ștergem cu buretele ceea ce s-a întâmplat până în momentul de față. Sunt voci care spun că nu era penalti, dar... Mai târziu să ne comentăm. Suntem obișnuiți, domnul Popa ne-a mai defavorizat și altă dată. Mi-aduc aminte un meci de Cupa României, că nu o să primim noi penalti, am primit cartonaș roșu, așa că astea sunt decizii care, ok, nu primești un penalti, nu primești un penalti, dar noi am primit și cartonaș roșu. Acum la fel, dăm minge, jucătorul advers îl lovește pe jucătorul nostru și primim penalti împotriva. Da, nu mai contează, că este istoric ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat în a doua repriză, în opinia noastră? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Am spus. Am intrat poate mai puțin conectați. Am fost un pic descumpăniți de faptul că n-am reușit să închidem jocul la pauză. Sigur, am reglat niște lucruri, din păcate nu s-au văzut pe teren. Și apoi, probabil, și eliminarea suferită de oaspeți ne-a făcut să credem că s-a terminat meciul. La câteva minute am tratat cu prea multă superficialitate acea fază, că eu cred că puteam, fără să ajungem în situația să-l punem pe arbitru să greșească, puteam să rezolvăm altfel faza. Păi, sigur, sunt momente din timpul unui joc, adversarul s-a închis foarte bine, a refuzat total jocul și noi n-am mai reușit să... Nu e prima oară, da? Nu e ceva ieșit din comun. Se întâmplă și la alte jocuri, așa că nu pe chestia asta sunt supărat. Sunt supărat că trebuia să gestionăm altfel. În special prima repriză și a doua, chiar dacă a fost doar 1-0. Ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că echipa a reușit să se califice în play-off? Am spus mai devreme. Este un lucru fantastic. Am spus, mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în obținerea acestei performanțe. Dar n-aș vrea să ne oprim aici, adică doar calificarea în play-off pentru mine personal nu înseamnă apogeu. Ne dorim să facem în continuare rezultate bune, ne dorim să facem puncte, mai sunt două etape de campionat, vine un play-off cu jocuri foarte dificile, la care va trebui să fim foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere, pentru că vom întâlni echipe care au obiective mult mai îndrăznețe și noi va trebui și noi, cu mijloacele pe care le avem, și cred că am demonstrat în decursul campionatului regular că suntem o echipă puternică, și trebuie să confirmăm acum în play-off. Mulțumesc! Plăcere!